Proiectul de hotărâre se află pe agenda ședinței Guvernului în contextul în care zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, Ziua Națională a României, se numără printre zilele libere de care beneficiază românii pentru sărbători. Dacă ziua de 2 decembrie va fi declarată liberă între zilele de Sfântul Andrei, Ziua Națională de 1 decembrie și weekendul 3-4 decembrie, românii vor beneficia astfel de o mini-vacanță prelungită.